portofoliul Iturii Humanitas, cu un nou volum, politica marilor puteri în Europa Centrală și de Est, 30 de ani de la sfârșitul războiului rece, în colecția istorie contemporană. I-am invitat să lanseze această carte, venind acum două zile de la tipar, pe domnul Valentin Maulescu, pe domnul Bogdan Maulescu, consilier prezidențial, și pe Ovidiu Nahoi, redactor șef Radio France Internațional, jurnalist binecunoscut. Cu permisiunea dumneavoastră, am să-i dau microfonul domnului Ovidiu Nahoi.